Dragii mei, vă salutăm pe toți cu drag și ne bucurăm ca în această seară să fim împreună. Mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă viață și har și am pregătit pentru noi și pentru dumneavoastră o serie de prezentări, o serie de teme biblice sub genericul Încotro ne îndreptăm. Trăim într-o lume în care observăm fiecare dintre anumite schimbări care au loc. Anumite tulburări politice, religioase sau de o altă natură. Suntem preocupați cu privire la lucrurile care sunt în jurul nostru și de aceea ne punem cu toți întrebarea, încotro ne îndreptăm. Însă am dorit ca în această serie de prezentări, începând din această seară și până în 29 ianuarie, 24-29, să urmărim 7 subiecte biblice care ne vor descoperi lucruri extraordinare pentru viața noastră și pentru ceea ce ne așteaptă în viitor. De aceea, în această seară, prima temă va fi prezentată de pastorul Daniel Maftei cu titlul Cum am ajuns aici? Însă, înainte de aceasta, am dorit ca să avem un moment de rugăciune, apoi va fi un imn muzical și apoi vom asculta cuvântul Scripturii, după care va avea loc și o dezbatere la care veți putea participa și dumneavoastră trimițând întrebările sau sugestiile. Vă invit pentru un moment de rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-am plecat genunchii și inimile înaintea ta, plin de mulțumire și recunoștință că ne oferi șansa de a trăi, de a beneficia de binecuvântările tale și de a studia din cuvântul tău. Dorim ca tu să ne binecuvintezi în aceste momente de seară, să binecuvintez cuvântul Scripturii care va fi prezentat, să binecuvintez pe toți cei care vor urmări în această seară și pe viitor aceste cuvinte ale Bibliei și fă-ne, Doamne, pe toți înțelepți și conștienți de timpul în care trăim, de modul în care să ne ghidăm viața pe acest pământ și de speranța pe care Tu oferi tuturor celor credincioși de a se încrede în Tine și de a ne pregăti pentru părăția Ta. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus, te rugăm ca să ne ierți de vina păcatelor noastre și să rămâi cu noi în această seară, în viața noastră de fiecare zi, să fii și cu cei care trec în încercări, prin probleme, prin suferință, cei care sunt apăsați și preocupați cu privire la lucrurile care se întâmplă în lumea noastră și ajută-ne, Doamne, ca să găsim răspunsuri din cuvântul Tău pentru viața noastră și pentru lumea din jurul nostru. Cu încredere că ne asculți și ne vei binecuvânta, te lăudăm și te mărim acum și în veci. Amin. Tatăl meu, în Domnul
aș fi pe al mării val, pe munte viscolit. E grija lui de zi cu zi, vechează Domnul, Tatăl meu iubit. Prin încercări, apă sau prin foc, în groapa leilor, în tot ce-i greu, oriunde aș fi, în orice loc, asupra mea veghează El Iisus. E grija lui de zi cu zi, veghează Domnul, Tatăl meu iubit. Vă salut cu drag și mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem acest privilegiu deosebit să ne întâlnim unii cu alții pe calea undelor, dar mai mult decât atât, privilegiu deosebit de a ne întâlni cu Cuvântul lui Dumnezeu. Se punea sub genericul acesta, încotro ne îndreptăm. Este o întrebare care necesită ca să aibă un răspuns în sufletul fiecăruia dintre noi. În seara aceasta am abordat prima temă cu titlul Cum am ajuns aici? Unii dintre noi poate că ne-am întâlnit cu această întrebare când poate unii dintre cei mici ne-au adresat-o. Cum am ajuns aici? Și trebuie să recunoaștem că este o întrebare care necesită un răspuns poate de multe ori complex și mai mult decât atât. Nu e ușor ca să explici unui copil să poată să înțeleagă anumite aspecte. De fapt, Einstein spunea la un moment dat că dacă stăpânești un subiect, îl stăpânești atunci când poți să-l transmiți unui copil și el să îl înțeleagă. E greu să răspundem la această întrebare pentru că acest aici are diferite valențe și diferă de la persoană la persoană. Subiectul este analizat din multiple puncte de vedere, nu doar prin prisma conjuncturilor sau prin prisma curiozității celor mici. De pildă, Steven Johnson, în cartea sa Cum am ajuns aici, tratează această problemă și explorează istoria inovațiilor urmând firul evoluției a 6 tehnologii esențiale pentru viața modernă, și anume frigul, ceasurile, lentilele, purificarea apei, sunetul înregistrat și lumina artificială. Cert este că am ajuns aici datorită contribuției tuturor oamenilor și a dezvoltării tuturor domeniilor de activitate în care omenirea este implicată. Printre primele lucruri la care ne gândim când suntem întrebați sau care ne vin în minte, când ne gândim la această întrebare, cum am ajuns aici, cred că este și pandemia. De ce lucrul acesta? Pentru că acest subiect este un subiect de fond în mass media și cum aceasta este prezentă în casele tuturor sau a celor mai mulți dintre noi, e normal ca acest subiect să fie și în inima noastră.
Interesant, în schimb, este abordarea sau declarația Sfintei Scripturi cu privire la acest subiect. În Ieremia, capitolul 29, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în felul următor. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Să privim pragmatic la momentul acesta și să vedem dacă acest aici, prezent, ne conferă nouă pace, speranță și nădejde. Începând cu 22 ianuarie, 26 februarie 2020, am avut primele măsuri de prevenire și primul caz de infecție cu acest virus, COVID. După aceea, în 3 martie, 15 martie 2020, a fost interzicerea manifestărilor publice sau private. Și ca urmare, n-am mai avut posibilitatea ca să ne întâlnim în conferințe, ci ne-am îndreptat către mediul online. Apoi a urmat, începând cu 13 martie 2020 până în aprilie 2020, a fost acea declarare a stării de urgență. Au fost primele decese și, bineînțeles, carantinarea Sucevei. Știm ceea ce a urmat și mai mult decât atât. Vedem chiar astăzi. Este data de 24 ianuarie și încă lupta cu acest virus nu a încetat, ci chiar continuă. Și trebuie să recunoaștem că sunt încă mulți oameni care nu privesc la acest moment cu liniște, cu pace, în clipa când virusul încă există. Un alt aspect, care să vedem dacă într-adevăr acesta aici ne conferă pace, liniște și siguranță. Conflictul care este acum iarăși pe prim plan în mass media, conflictul Ucraina-Rusia. Secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Joană, a declarat la interviurile care i-au fost luate următoarele. Acțiunile maligne pe care Federația Rusă le întreprinde în domeniul cibernetic, în domeniul hibrid, dezinformare, dar mai ales această mobilizare neobișnuită și periculoasă de trupe în jurul Ucrainei, creează o evidență și noi spunem, spunea domnul Joană, lucrurilor pe nume, că suntem în fața celui mai complicat moment de securitate pentru Europa din ultimii 30 de ani. Și dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă la acest moment, cu siguranță că iarăși putem spune că aceste acțiuni nu transmit în sufletele noastre nici liniște, nici pace, nici siguranță, ci mai degrabă multă îngrijorare. Un alt aspect la care ne putem gândi, din care putem analiza, avem pace, avem siguranță, avem liniște în sufletele noastre. Haideți să privim la criza economică și ce vedem? De fapt, ce vedem nu doar în țara noastră. Prețurile la mâncare în estul Europei au explodat. Un alt aspect, economistul Noriel Rubini avertizează că după pandemie va veni, spusele dumnealui, mama tuturor crizelor. Dragii mei, iată cam aceasta este, zic eu, și poate nu doar părerea mea, ci tabloul acesta al momentului de astăzi. Dar haideți să privim și nu doar să ne adâncim în a vedea câte lucruri rele se pot întâmpla acum și aici. Să vedem care sunt cauzele și să căutăm și soluții în privința aceasta. Aș dori să abordăm acest subiect prin prisma raportărilor la acest aici și vom descoperi că răspunsurile la întrebare variază în funcție de realizările, așteptările, planurile, trăirile, simțămintele fiecăruia dintre noi. Cum am ajuns aici? Sau altfel spus, de ce am ajuns aici? Sau pentru ce am ajuns aici?
În contextul acesta, în timpul acesta, există o clasă de oameni care să fie satisfăcută cu acest moment, în acest moment aici. Și în momentul când vorbim de oameni care să fie satisfăcuți, de regulă se are în vedere latura materială și profesională și poate mai puțin latura spirituală. Dar vreau să spun că nu este greșit ca din punct de vedere material să putem fi la cea mai înaltă treaptă. Cum de altfel spun că nu este greșit nici dacă din punct de vedere profesional suntem în cea mai înaltă treaptă a ierarhiei sociale, ci riscul este altul. Și aș vrea să privim la o experiență pe care ne oferă Sfânta Scriptură în cartea profetului Daniel, la capitolul 4, versetul 30. Este experiența împăratului Nebucadnețar. Împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele spre slava și spre slava măreției mele? Există, dragii mei, o categorie de oameni care au planuri total separate de majoritatea dintre noi. Și scopurile, planurile lor sunt cu totul altele decât ceea ce este pentru majoritatea oamenilor, și anume preocuparea aceasta pentru siguranța zilei de mâine. Oameni care, și nu spunem acest lucru cu invidie sau cu o doză de nemulțumire, sunt oameni care, din punct de vedere material, poate au mai mult decât este necesar pentru viața de zi cu zi. Dar spuneam că nu este greșit a avea belșug, ci greșit este aceasta ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să privim la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronomul, capitolul 8, versetul 17. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Cum spunea Nebucadnețar? El spunea în felul următor: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Iată că e posibil ca atunci când se ajunge la o anumită situație materială sau, eu știu, și pe o anumită treaptă ierarhică, este posibil să avem acest simțământ că prin puterea noastră. Pentru Nebucadnețar a fost cu totul altfel. Dumnezeu este acela care se îngrijește de fiecare dintre noi. Și așa cum s-a îngrijit de împăratul Babilonului, Nebucadnețar, Dumnezeu la fel dorește ca să se îngrijească și de noi. Nebucadnețar a avut acel vis, știm, pentru cei care studiază Sfânta Scriptură, Daniel capitolul 4, este visul pe care l-a avut împăratul Nebucadnețar, copacul acela care ajunsese să fie până la cer. Și interesantă este abordarea lui, starea lui. În momentul când a avut acel vis, a dorit să știe și explicația. Știm ceea ce se întâmplă, ajunge profetul Daniel în fața împăratului și îi descrie care este tălmăcirea acestui vis. Pentru Nebucadnețar, profeția și tălmăcirea și efectul și rezultatele au fost favorabile lui Nebucadnețar. Pentru că uitați ce declară el mai târziu. În Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 34, el spune în felul următor: după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat, spunea el, ochii spre cer. Este foarte important unde ne îndreptăm privirile. El spune că în situația aceea în care a ajuns și a ridicat ochii spre cer. Și ca urmare, spune mai departe, mi-a venit iarăși mintea la loc.
Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acum eu, Nebucanețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte. Iată, ca oameni suntem amăgiți uneori, a crede că dacă am reușit într-un anumit domeniu sau poate în mai multe, pe mai multe sectoare ale vieții, credem că lucrul acesta ni se datorează nouă. Nebucanețar la fel și el considera că datorită priceperii lui, datorită capacității lui, a reușit ca să facă ceea ce a făcut din Babilon. Și este adevărat că ceea ce s-a făcut din Babilon, într-adevăr spunem că acele grădini suspendate sunt între cele 7 minuni ale lumii. Dar ce a vrut Dumnezeu să-i transmită lui Nebucanețar? Și el a înțeles lucrul acesta, că nu prin puterea tăriei lui a reușit lucrul acesta. Și în momentul când a înțeles, el zice, aduce laudă împăratului cerului, pentru că el conduce toate lucrurile. Ca oameni, așa cum spuneam, suntem îndemnați să avem acest simțământ. Sunt multe persoane care înțeleg lucrurile așa cum trebuie să fie. Spre exemplu, poate că mulți dintre noi și dumneavoastră cunoașteți despre Arnold Schwarzenegger. El spunea în felul următor într-un discurs pe care l-a ținut. Credința că un bărbat sau o femeie se poate realiza fără ajutor este un mit. Niciodată nu aș fi avut vreun succes în viață fără ajutor, spunea domnul Arnold. Vreau ca aceasta să înțeleagă, toți, deoarece odată ce vom înțelege că am reușit ceva datorită ajutorului, după asta vom considera că acum este timpul să ajutăm noi pe alții. Dragii mei, este un principiu deosebit. Să recunoști. Recunoștința este un lucru care se vede din ce în ce mai rar în societatea noastră. Dar domnul Arnold Schwarzenegger spunea că ceea ce el a reușit să facă se datorează ajutorului pe care l-a primit din partea celor care erau aproape de el. Interesant este, se poate urmări acest discurs pe internet și el spunea că în momentul când a ajuns în Statele Unite, la o vârstă de 20 de ani, era tânăr și nu avea multe lucruri. Dar cei care au fost aproape de el au venit și l-au ajutat. Interesant este că ai putea spune, el a fost un om care a lucrat singur. Am putea spune că singur a exersat, a făcut antrenamente și s-ar putea spune că, domnule, singur s-a realizat. El spune nu. Și nimeni spunea, niciun bărbat și nicio femeie să nu spună că s-au realizat în mod singuri, adică fără niciun ajutor. Acum, dincolo de ajutorul pe care îl primim din stânga, din dreapta, de la prieteni, de la cei care sunt cunoscuți sau cei care observă că avem nevoie de ajutor, este ajutorul pe care ni-l oferă Dumnezeu. Și Apostolul Pavel este unul dintre aceia care înțelege cel mai bine lucrul acesta. El spune în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 17, versetul 28, următoarele. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa. Iar în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 45, cuvântul lui Dumnezeu parcă vine ca o completare în privința aceasta și spune că Dumnezeu este acela care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Deci Dumnezeu este acela care oferă tot ceea ce avem nevoie. Și, dragii mei, dacă sunteți între acele persoane care sunt mulțumite de locul sau poziția materială, socială, ori spirituală în care au ajuns anumite persoane, nu uitați un lucru. Dumnezeu este inepuizabil în resurse și vrea să ofere absolutul.
vrea să ofere desăvârșirea pentru fiecare dintre noi în toate domeniile în care ne implicăm. Vocea Lui, dacă ar fi să o auzim la timpul acesta, ar suna în felul următor. Așa cum spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 14, versetul 10, spune: prietene, mută-te mai sus. Iar când spunea poporului evreu dorința inimii sale, Moise le spunea că Domnul te va face să fii cap și nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă, da, observați condiția, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Pericolul este atunci când dorința de a avea și de a conduce nu mai respectă recomandările pe care ni le oferă sau ni le dă Dumnezeu. De exemplu, sunt multe recomandări în Cuvântul lui Dumnezeu care privesc relația pe care să o avem unii cu alții, relația care trebuie să existe între aceia care sunt, la timpul acela poate erau oameni care aveau sclavi, care aveau robi, dar relația pe care să o avem de la o poziție, poate unii sunt pe o poziție mai înaltă în societate, iar alții poate sunt la un alt statut. Nu trebuie să existe această desconsiderare, privire peste umăr sau de sus. Observați cum spune Cuvântul lui Dumnezeu în Leviticul, la capitolul 19, versetul 34. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi, în țara voastră, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu săinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșivă. Să nu faceți nereptate la judecată. Sunt multe, spuneam în Sfânta Scriptură, sunt multe recomandări pe care le oferă cuvântul, le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu sunt urmărite și dacă nu sunt ascultate recomandările lui Dumnezeu, atunci apar diferențe. Și ceea ce vedem adesea, apar diferențe rasiale, apar diferențe naționale, etnice, religioase sau de orice altă natură. Și mai mult, apar abuzuri și decizii egoiste. Potrivit multor analiști economici, ca urmare a deciziilor care se iau la nivel înalt, astăzi societatea merge pe un drum total greșit. De ce? Se spune că și este domnul Robert Kiyosaki, care este un om de afaceri, un investitor și un consilier financiar, și el spune că este un pericol modul în care merge societatea, pentru că la timpul acesta se va face această distanțare între păturile sociale. Unii vor ajunge să fie foarte bogați, iar alții să fie foarte săraci. Iar clasa de mijloc este amenințată cu dispariția. Ce se întâmplă în momentul acesta, ca urmare a acestor distanțări? Iată că Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune ce se întâmplă ca urmare a acestui lucru. Eclesiastul, capitolul 5, versetul 8, înțeleptul Solomon spunea în felul următor: când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit, și cum? Spune, în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Dragii mei, am putea spune că este un lucru care se vede în timpul nostru. În numele dreptății s-au dat multe legi, unele mai mult în favoare unei anumite clase. S-au pornit și continuă să se pornească multe războaie. Cruciadele care au fost pornite în timpul Evului Mediu, au fost pornite tot în numele dreptății. Există o categorie de oameni care cred că fac binele în numele legii și dreptății. Dar ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu nu este prezent, atunci se ajunge la un dezastru. Franța este țara care rămâne deosebită în istoria lumii.
ca fiind singurul stat prin hotărârea adunării ei legislative s-a pronunțat că Dumnezeu nu există. Și în anul 1973, anul acela a fost anul în care decretul care desfința religia creștină și respingea Biblia a fost secut prin Convenția Națională a Franței. 3 ani și jumătate mai târziu, o rezoluție care anula aceste decrete și care dădea toleranță pentru scripturi a fost adoptată de aceeași instituție. Lumea a rămas uluită de imensitatea nelegiuirilor pe care a adus-o respingerea descoperirilor sfinte. Iar oamenii au recunoscut nevoia de credință în Dumnezeu și în cuvântul său ca temelie a virtuții și moralității. Spuneam că există o categorie de oameni satisfăcuți la momentul acesta de realizările lor. Și cred că este nevoie să conducă omenirea așa cum consideră ei că este bine. Au capacitatea ca prin influența și competențele lor să intervină în mediile legislative și să dirigeze ce legi, ce decrete să fie date pentru omenire, fără a ține seama de sfaturile lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, vreau să spun că am ajuns aici. Pentru că sunt legi, sunt decrete, sunt decizii care se iau și care conduc omenirea pe un drum greșit. Dar ceea ce vreau să subliniez, nu trebuie să disperăm. Și o să mai revenim asupra acestui aspect, nu trebuie să disperăm. Dacă există o clasă care este mulțumită, care este satisfăcută, la polul opus trebuie să spunem că este o clasă care nu este satisfăcută. David Bach, într-o carte intitulată Poți face avere chiar dacă începi mai târziu, prezintă un studiu amănunțit asupra unei generații numită generația Baby Boom, adică persoanele acelea care au fost născute între anii 1946-1964. Și spune în felul următor, poate cea mai relevantă descoperire a fost următoarea. Situația materială și locul de muncă se numără printre aspectele care aduc cea mai puțină satisfacție în viața persoanelor ce aparțin generației Baby Boom. Descoperirea cea mai revelatoare a studiului este următoarea. În privința celei mai mari ambiții a lor, bărbații cât și femeile visează să-și îmbunătățească situația financiară. Dragii mei, lipsa banilor. Lipsa banilor pentru multe persoane este o problemă. Lipsa banilor este aceea care cauzează și aduce multe conflicte în viața anumitor familii. Dincolo de aceasta, atât bărbații cât și femeile au căutat să se implice în cât mai multe activități cu scopul de a-și mări bugetul. Iar ca urmare a acestei implicări, atât a bărbaților cât și a femeilor, copiii sunt aceia care suferă. Copiii nu mai beneficiază de sprijinul, de ajutorul și de educația pe care părinții ar trebui să le ofere. Și rezultatele? Le vedem astăzi. Adesea se pune întrebarea, cum am ajuns aici, că nu mai există nici frică, nici cinste, nici respect, nici considerație, nici maniere. Și acestea sunt lucruri tot mai rare în societatea sau în generația modernă. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne învață și ne dă un sfat. Proverbe, capitolul 22, versetul 6, spune în felul următor. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În inima multora dintre noi există frică, există nesiguranță și incertitudine. Dar, dragii mei, revin din nou și spun, să nu disperăm. Dumnezeu este acela care are toate lucrurile sub control. Și dacă ar fi din nou să răspundem de ce am ajuns aici sau cum am ajuns aici, vreau să spun că am ajuns aici ca urmare a derulării planului de reabilitare a lui Dumnezeu. Este drept că am ajuns într-un punct în care vedem că lucrurile nu sunt deloc bune. Ba mai mult, găsim scris în
A doua Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, lucruri care parcă nu ne plac deloc. Să citim. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, țufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Dragii mei, cam acesta este tabloul de fond al societății noastre. Aceasta este starea omenirii de astăzi, dar Dumnezeu, ceea ce este foarte important, nu ne abandonează în starea aceasta. Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit în viața noastră, a rasei umane, și să ne aducă și în față planul de mântuire, dragii mei, cu siguranță că am fi rămas pentru veșnicie robii vrăjmașului, robii lui Satan. El s-ar fi folosit de noi, ne-ar fi condus în cea mai de jos treaptă a degradării și apoi s-ar fi folosit de noi ca să spună și să blameze pe Dumnezeu și să spună, vezi, nu se poate ca să trăiască omenirea după regile, după regulile pe care le spui tu. Dar Dumnezeu vine și ne atrage atenția, îndemnându-ne să ascultăm de sfaturile sale. Iată ce spune El cu privire la ultimele zile ale pământului. Matei, capitolul 24. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar, dragii mei, auzim de lucrurile acestea. Dar interesant este că Dumnezeu spune, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Mai departe, spune cuvântul, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cutremere de pământ, foamete și ciume. Și vedem lucrul acesta iarăși ca o împlinire. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor însela pe mulți. Și din pricina almunțirii fără de regii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici prin derularea planului de mântuire al lui Dumnezeu. Unii poate se întreabă, de ce am ajuns noi aici? Vreau să spun că întrebarea corectă ar trebui să fie pusă în felul următor. Pentru ce am ajuns aici? Este cu totul altceva. Când ne întrebăm de ce, vrem să ni se răspundă. Dar când ne întrebăm pentru ce, aceasta înseamnă că Dumnezeu are un plan. Și atunci noi trebuie să vedem care este planul lui Dumnezeu când noi am ajuns în această situație. Am ajuns aici ca să înțelegem că fără Dumnezeu nu există viitor, nu există speranță și nu există nădejde, dragii mei. Privim la ceea ce este în lumea noastră acum și spuneam, și virus, și nesiguranță din pricina amenințărilor începerii unor alte conflicte și conflicte sunt peste tot și criza economică, dar am ajuns aici ca să ne dăm seama că fără Dumnezeu nu există nici viitor, nu există nici speranță și nu există nici nădejde. Dumnezeu în marea sa dragoste a prezentat istoria omenirii într-o viziune profetică. Toți cei care doresc să consulte această hartă profetică biblică vor înțelege locul în care ne aflăm, cum am ajuns aici și ce are să urmeze.
dar mai mult decât atât. Vom ști ce decizii trebuie să luăm la momentul acesta. Apostolul Petru spunea cât de valoros este cuvântul profeției și el spunea în felul următor. Spunea, căci avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Iar în cartea prorocului Daniel este cartea care merită să fie studiată. El spune în felul următor. De fapt, îngerul îi spune lui Daniel. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți o vor citi și cunoștința va crește. A crescut, într-adevăr, cunoștința. Dacă ne gândim numai la mediul tehnologic, iată că astăzi ne putem vedea unii cu alții. Și, adică, să urmărim. Noi suntem aici și cuvântul lui Dumnezeu se vestește pe calea undelor. Cunoștința tehnologică a crescut. În domenii, dar de fapt toate domeniile, în toate domeniile există o creștere deosebită. Și chiar din punct de vedere spiritual, cunoștința a crescut. Acest lucru este o dovadă că trăim timpurile sfârșitului, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Daniel. Din punct de vedere social, aminteam din ceea ce spunea în Evanghelia după Matei. Spunea că dragostea celor mai mulți se va răci. Dragii mei, evenimentele au condus la acest aspect. Să avem această distanțare între noi. Să nu ne mai putem apropia unii de alții, să nu mai putem avea relații sociale. Și lucrul acesta a dus la acest aspect. Dragostea celor mai mulți s-a răcit. Cum am ajuns aici? Prin desconsiderarea cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să continuăm să spunem pentru ce am ajuns aici, da? Pentru că aceasta, spuneam, aceasta este întrebarea care trebuie să fie pusă în mod corect. Pentru ce am ajuns aici? Pentru ca să ne dăm seama că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic. Fără Dumnezeu nu avem nici viitor, nici nădejde, nici siguranță. Așa că, dragii mei, vă invit cu căldură să ne aplecăm cu toții asupra cuvântului lui Dumnezeu. Să cercetăm sfaturile lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne oferă o perspectivă glorioasă. Ne oferă siguranță, ne oferă speranță și nădejde. Și de aceea vă îndemn cu căldură. În momentul când ne gândim de ce am ajuns aici sau pentru ce am ajuns aici, să știm că am ajuns aici pentru că Dumnezeu ne dorește binele. Să cercetăm cuvântul și să descoperim ce vrea Dumnezeu pentru noi, pentru viitor. Amin.
Dragi prieteni, ne bucurăm să continuăm programul nostru în această seară, iar în această a doua parte am dorit ca să facem o analiză mai detaliată a acestei teme deosebit de valoroase pentru noi și de actualitate, cum am ajuns aici. Am dorit ca prin prisma Cuvântului Dumnezeu și a evenimentelor care au loc în lumea noastră să descoperim răspuns la întrebările noastre, nu doar la această întrebare, ci și la altele pe care noi ca societate, ca indivizi le avem în aceste timpuri ale istoriei pe care noi le traversăm. Mă bucur ca în această seară împreună cu mine să fie pastorul Daniel Maftei. Spunem bun venit! Mă bucur că putem să fim împreună și să putem avea o dezbatere. Și pastorul Cristian Rădoiaș, căruia de asemenea îi spunem bun venit împreună cu noi la acest program. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim împreună în aceste momente în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Iar înainte de a demara această discuție, vă reamintesc că aveți posibilitatea de a adresa întrebările dumneavoastră sau sugestiile trimițându-le prin SMS sau WhatsApp la numărul afișat și am dorit ca împreună să extragem învățături valoroase pentru noi, să ne hrănim din această pâine a vieții și de asemenea să fim realiști cu privire la evenimentele care s-au întâmplat în trecut, se întâmplă și privim într-o perspectivă a viitorului și anume încotro ne îndreptăm. De aceea această primă temă din această seară care demarează acest ciclu de prezentări sub acest generic, cum am ajuns aici, aș dori ca să pun întrebări și împreună cu cei doi prieteni și colegi să dezvoltăm această temă atât de importantă pentru noi și care ne preocupă. O primă întrebare pe care aș dori ca să o punem, pentru că mergând pe principiul cauză-efect, orice se întâmplă are o anumită cauză, aș vrea să ne întoarcem la începuturile existenței noastre ca și omenire, ca și planetă, și anume care sunt originile și autorul existenței planetei noastre, a omului și a tuturor lucrurilor care sunt în jurul nostru. De unde venim? Poftim! Este interesant că pe această idee sunt multe teorii. Noi ca și creștini cu siguranță ne îndreptăm către cuvântul biblic. Dar interesante sunt și abordările și prezentările care sunt cu privire la acest subiect. Mi-a atras atenția la un moment dat când am citit într-o carte o idee privind această apariție ca urmare a Big Bang-ului. Și făcea o comparație. Cum este posibil lucrul acesta? Și cea, imaginați-vă că într-o tipografie ar fi o explozie. Și tot ceea ce este și din acea explozie, să vedem că apare cel mai complet dicționar. Adică dintr-o explozie să apară lucrul cel mai minunat. Adică din acel Big Bang să ajungem și să zicem, domnule, ca urmare a Big Bang-ului a apărut viața și am apărut noi. Dragii mei, este o teorie. Dar noi vedem că Sfânta Scriptură este mult mai clară, mult mai concisă în privința aceasta. Și anume, ne prezintă originea și ne spune exact cum a fost, a fost o zi, a fost o seară, a fost o dimineață. Nu apar idei că au fost perioade lungi de ani, ci punctează exact, a fost o seară și a fost o dimineață. Și cu toții știm, dacă suntem creștini, știm această prezentare clară a Sfintei Scripturi cu privire la Geneza. Da. Și aș vrea ca să detaliem puțin despre autorul, nu? Întotdeauna punând punctul pe I și detaliind originea noastră, deci până la urmă venim de nicăieri sau venim ca urmare a unui plan? Poftim. Cristi? Mă gândeam că poate sunt persoane și poate și dintre cei care ne ascultă, care în mintea lor vine și chiar trebuie să mă intereseze de unde venim. Deci chiar trebuie să știu originea de mii de ani în urmă sau dacă punem varianta cealaltă miliarde, ce s-a întâmplat acum miliarde de ani în urmă. Noi suntem aici, avem o viață de trăit,
ne bucurăm de ea, ce mai trebuie să mai știm ce s-a întâmplat de mult. Și totuși, trebuie să știm cum ar fi ca să nu ne intereseze cine-i tatăl nostru sau cine-s părinții noștri. Poate copii mici sau crescând mari, nu mai mă interesează originea de unde ne tragem. Și totuși, știind originea, știm și putem răspunde la întrebarea noastră, cum am ajuns aici, și putem afla viitorul. Acum, sunt două laturi. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Adică cu Dumnezeu și să credem că ne-a creat și El este Creator? Sau fără Dumnezeu, așa cum se întâmplă și astăzi, din ce în ce mai mult, Dumnezeu scos din ecuație și tot felul de teorii ciudate care cred cu siguranță că sunt de la vrăjmașul, de la cel rău. El a dorit asta de la început. Autorul origine, adică cel care a fost la început, cred cu siguranță și cred Biblia, poate cu altă ocazie o să discutăm despre reala Biblia, adică că Biblia este adevărată. Biblia spune exact și simplu, în cuvinte simple, că Dumnezeu a creat și a făcut din nimic. Citeam că trebuie să ai mai multă credință în evoluție decât în Dumnezeu. Adică și înainte de ce a spus, ce a fost? Și înainte ce a fost? E mult mai simplu. Dumnezeu ne cere o credință, spune, ca unui copilaș. Adică să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Din nimic. Deci Dumnezeu face și a creat pe primii noștri părinți și a creat pământul și a creat universul și cred că și acum creează. El nu s-a oprit din creație. Și asta, deci, e un Dumnezeu veșnic, minunat. Și El asta face și asta și a făcut. E simplu. Ni se pare simplu nouă. Păi cum adică? De multe ori noi încercăm să complicăm lucrurile, să spunem, da, dar poate așa. Nu. Da. Deci Dumnezeu este cel de la început, care este veșnic și este și astăzi și va fi și în viitor și fără sfârșit. Da, deci înțelegem că avem un autor, autorul este Dumnezeu, creația este făcută în zile literale, nu în perioade. Poftim, Daniel? Da, mă gândeam la un aspect. Dacă n-ar fi important să analizăm cum am ajuns aici, păi atunci priviți la viața noastră. Ar fi un nonsens. Adică ne-am născut, trăim o perioadă și murim. Adică e nonsens. Dar dacă privim la ceea ce Dumnezeu ne spune, adică am venit pe lume ca urmare a faptului că Dumnezeu s-a îngrijit de lucrul acesta și mai mult decât atât, privind la planul lui Dumnezeu, înțelegând planul lui Dumnezeu în ansamblu, atunci înțelegem că nu am ajuns aici nici la voia întâmplării, nici fără niciun scop. Pentru că dacă nu privim la origine prin prisma lui Dumnezeu, atunci nu vedem niciun scop al vieții. Deci, pur și simplu, ne naștem, trăim, murim, fără niciun sens. Dar așa, altfel, privim la Dumnezeu care ne oferă perspectiva veșniciei. Da, e foarte important. Înainte de a descoperi sau de a găsi răspunsul la întrebarea cum am ajuns aici, însă și întrebarea face referire la trecut. Sigur. Dacă ne punem întrebarea cum am ajuns fizic noi în această seară aici, înseamnă că am avut un punct de unde am plecat și ne-am îndreptat spre acest loc. Și acum în prezentare se atingea anumite subiecte care au de-a face cu lucruri negative ale planetei noastre, pandemie, războaie, oamenii găsindu-se în diferite ipostaze de-a lungul istoriei, înșelăciune, suferință, boală, diverse nenorociri. Și atunci ne întrebăm, pentru aceasta Dumnezeu l-a creat pe om? Pentru ce l-a creat și cum l-a creat Dumnezeu pe om? Da, Dumnezeu a creat ceva ca și El, adică totul desăvârșit. Citeam și spunea cineva, așa într-o discuție, că o expresie care e puțin așa haioasă. Deci cine crede că se trage din maimuță, să înțeleagă că nu s-a tras de tot. Adică Dumnezeu când a creat pe om, a creat desăvârșit. Adică să ne uităm noi în jurul nostru la ce ni se pare cel mai frumos, să ne uităm la cel mai om frumos, adică sunt persoane la 90-100 de ani care arată foarte bine.
Și să ne imaginăm că la început a fost și mai frumos. Deci Dumnezeu a creat totul, așa cum scrie cuvântul biblic la început, după asemănarea noastră. Că a apărut altceva, o să discutăm mai încă. Da, deci omul a fost creat după un anumit model, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci am descoperit, conform Bibliei, originea planetei noastre, a existenței ei, a cadrului general care a făcut să funcționeze acele mai inteligente și raționale ființe, adică omul. Și Dumnezeu a creat totul, am putea spune, desăvârșit, nu? Așa spune Sfânta Scriptură, fără prihană. Interesant este, când privim în Cartea Genezei, privim la fiecare zi a creației și spune, Dumnezeu s-a uitat la ceea ce, la ceea ce a creat și era bun. Da, fie că a făcut pământul și așa mai departe. Dar în momentul când privește la final, în Geneza capitolul 1, versetul 31, spune în felul următor. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau cum? Foarte bune de data aceasta, da? Deci totul în ansamblu, când Dumnezeu a finalizat toată creația, spune, s-a uitat la tot ceea ce a creat și spune, toate erau foarte bune. Deci cum a conceput Dumnezeu să fie starea planetei? Să fie în starea, adică un Dumnezeu desăvârșit creează ceva desăvârșit. Da, ați prezentat un tablou foarte frumos și idealist. Însă dacă revenim la întrebarea cum am ajuns aici și mergând pe principiul cauză-efect, dacă totul a fost creat perfect, într-o stare foarte bună, atunci tendința ar trebui să fie spre și mai bine. Și atunci, care este cauza? Care au fost lucrurile care au determinat să ne găsim pe această direcție a atâtor lucruri negative care s-au succedat de-a lungul istoriei? Trebuie să fie o cauză. De la un lucru ideal, perfect, ajungem la o stare de nenorocire cu atâtea lucruri negative care s-au întâmplat. Trebuie să fie o cauză, o explicație. Ce descoperim în Sfânta Scriptură? Cred că înainte trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu a creat pe om ca să ajungă în starea aceasta de astăzi. Deci, El a creat pe Adam și Eva cu un plan și cu o țintă de desăvârșire și de bucurie și de ceva foarte frumos în acest univers. Dar ce a apărut și de ce suntem aici este trist. Dacă ne-am oprit la discuția până la punctul ăsta, ar fi cel mai frumos. Adică Geneza, câteva capitole la început, e excelent. Deci ne arată numai lucrurile bune. Dar dintr-un punct apare așa un punct negru în istoria acestui pământ și nu doar pe pământ, ci dacă ne uităm diavolul mai înainte, coborând din cer, cum s-a întâmplat, cred că nu este un subiect de abordat. Și de ce s-a întâmplat? A apărut ceva negru, adică numim noi păcatul. Și de acolo diavolul a ajuns la oameni, oamenii n-au ascultat, primii noștri părinți, au zis că poate, oare Dumnezeu greșește, poate nu-i ca Dumnezeu. Mereu mă întreb, dar de ce, de unde întrebările în mintea lor? Oare Dumnezeu a zis sau n-a zis? Oare are dreptate? Diavolul a mers acolo la ei și cu tristețe o spunem. Suntem aici, nu scădăm vina pe Adam și pe Eva sau pe un șarpe sau pe un diavol, pe Lucifer, dar am ajuns aici cu tristețe, fiindcă păcatul ne-a adus în situația aceasta. Da, mulțumim, dragi prieteni, cei care urmăriți și aveți un gând, o întrebare, o sugestie cu privire la acest subiect, puteți să trimiteți la numărul afișat, iar noi continuăm discuțiile noastre. Și se amintea despre un punct, o direcție, un punct negru în univers, păcatul. De ce a fost atractiv păcatul pentru om dacă se afla într-un mediu perfect? Interesant este că Dumnezeu, care este dragoste, Dumnezeu acela care a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, Dumnezeul acela care după creație se întâlnește cu familia creată, familia sfântă,
petrece împreună cu familia sfântă. După aceea găsim scris că în fiecare dimineață, da, în răcoarea zilei, da, de se întâlnea cu Adam și cu Eva. Deci, cu toate acestea, vine un moment în care, așa cum spuneam, care face ca totul să pornească pe o direcție greșită. Și anume, ce este acel moment? Este desconsiderarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit și le-a spus ce trebuie să facă. Și le-a dat libertatea deplină, doar că a spus, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. Atât a spus Dumnezeu. În restul, libertate deplină. Fericirea era de partea lor. Tot ceea ce gândim noi că este valoros. Dar prin faptul că Eva a fost amăgită și a desconsiderat cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns aici. Deci, iarăși, practic, cum spuneam, desconsiderarea cuvântului ne-a adus aici. Desconsiderarea cuvântului a venit din la început, când n-a ascultat de ceea ce a spus Dumnezeu, urmarea a fost păcatul și degradarea. Și astăzi noi călcăm pe același, cum se spunea, nu doar Adam și Eva, ei sunt vinovați pentru ceea ce noi am ajuns, pentru că fiecare avem propriile alegeri. Și atunci, dacă n-ar fi fost așa, n-am mai vorbit de un Ilie care este la cer, n-am mai vorbit de un Enoch care a fost ridicat la cer, n-am mai vorbit. Pentru că ar fi trebuit să fie și ei să fie, datorită păcatului lui Adam, să fie vinovați. Dar nu. Alegerile lor au fost corecte, alegerile noastre pot fi corecte. Da. Și vreau să amintesc că, analizând acest subiect acum, în punctul acesta, cam teoria evoluției pică. Chiar dacă dăm la o parte Biblia și ne uităm în istorie și ne uităm mai în trecut, ne dăm seama că n-a fost o evoluție. Adică de la sute de ani trăirea a unui om, să ajungi astăzi, păi dacă eram în evoluare, ce trebuia să facem? Să creștem, nu? Nu să scădem și să se moară din ce în ce mai devreme. Și cu toate că știința și tehnologia crește, ca așa cum spunea în timpul din urmă, dar pe latura aceasta a ființei umane, deci pică această teorie și stă în picioare Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu. Da, deci înțelegem că omul a ales o altă variantă care îi părea atractivă, varianta propusă de vrăjmaș de șarpe, veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul, consecințele n-au întârziat să apară, s-a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu că, într-adevăr, dacă mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, veți muri. Într-adevăr, n-au murit fizic imediat și Dumnezeu a intervenit pentru a oferi o șansă de mânghiere, de salvare, de speranță. Totuși, de la ieșirea din Eden, cum a evoluat păcatul și de ce a permis Dumnezeu o evoluție atât de negativă a societății, chiar după ieșirea din Eden? Și cum lucrează păcatul și alegerile omului în direcția aceasta? Cum influențează? Interesant este, aminteam că Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să ajungem, adică planul lui de reabilitare este de la Eden la Eden. Și vrea ca fiecare dintre noi să atingem cea mai înaltă treaptă a dezvoltării, adică desăvârșirea. De cealaltă parte, păcatul este acela care cufundă omenirea în cea mai groaznică treaptă a moralității, a tot ceea ce este. Deci atât păcatul, cât și neprihănirea au traiectorii. Și dacă neprihănirea, deci dacă starea noastră merge până la neprihănire, da, este o stare continuă. Dar și din invers, deci păcatul, la fel, are, cum să zic, o traiectorie care este continuă și ne conduce până în cele mai groaznice stări. Da, deci păcatul are o linie de degradare, de descreștere, de afectare a omului, a societății, pământul a fost blestemat, regnul animal, rasa umană și totuși, dacă primii noștri părinți au greșit, primele generații de oameni au greșit, de ce oamenii au fost tentați să urmeze același curs și n-au învățat din istorie? Pentru că se spune, cine nu învață din istorie este condamnat să repete. De ce oare această atitudine a omului de a continua pe un trend de genul acesta?
Deci această evoluție negativă, da, pe partea asta a păcatului, depinde de fiecare dintre noi și depinde de fiecare alegere a pământenilor. Dacă ne uităm chiar imediat atunci, în loc ca fiul, unul dintre fiii primilor noștri părinți, se aleagă bine, ce a ales? Rău. Și istoria a luat-o, adică a ales să-l omoare pe fratele său. De ce? Poate o să atingem mai târziu. De ce? Și totul zice, aolă, Doamne, ce să fac? Unde să fug? Nu mă las așa, ci. Și totul, deci alegerea lui a luat cotitură și a urmat altele. Deci astăzi, pentru noi astăzi, ce alegem? Putem să alegem ca evoluția negativă să fie puternică sau să stopăm. Adică noi de noi depinde, așa cum și în trecut. Dacă Cain alegea altfel ca și fratele lui, era altceva. Deci, cred că o învățătură pentru noi toți. Putem și Dumnezeu dorește lucrul acesta ca să stopeze. Deci Dumnezeu dorește și totuși evoluția a continuat. De ce a îngăduit Dumnezeu? Sau îngăduie Dumnezeu? Sau cum se implică? Sau cum se raportează Dumnezeu? Păcatul e mai plăcut. Deci dacă îmi permiteți, da. Interesant. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu a oferit libertatea de a alege fiecare ființe și nouă de asemenea. A oferit libertate Evei să aleagă. Ar fi putut să facă în așa fel încât Eva să nu aibă libertatea să aleagă. Dar Dumnezeu nu. A oferit, este atributul divinității, dragostea și libertatea pe care ne oferă nouă. Ei, acum care este problema? De ce alegem greșit? Pentru că odată Eva a fost amăgită. La rândul nostru, felul cum a fost pus păcatul, adică ispita în fața Evei, a fost deosebită. Adică, li se spunea, veți cunoaște adevărul. Pardon, nu este vorba despre Eva. Evei i-a spus că vei fi ca Dumnezeu, vei cunoaște binele și răul. Da? Adică i s-a prezentat că va ajunge la o stare extraordinară și atunci ea a considerat că e vrednică de dorit starea respectivă. Amăgirea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Problema care este? Odată cu adâncirea în starea de păcat, este totdeauna mai fascinantă alegerea aceasta a lucrurilor greșite. E ca și gustul. Gustul nostru se educă. Și ajungem, de exemplu, trimiteți un copil. Și am avut experiența aceasta când familie a mers cu copilul să mănânce la... Poate nu este bine să spun, nu spun la unde a mers cu copilul. Și ulterior, copilul când a venit acasă, spunea, mami, mâncarea ta nu mai este bună. De ce? Pentru că el se obișnuise cu mâncarea care îi se oferise la locul unde a fost dus. La fel este și cu păcatul. Ne obișnuim cu păcatul, credem că este bun, credem că este frumos și îl alegem în permanență. Dar oare a urmărit această sugestie a vrăjmașului, veți fi ca Dumnezeu, sub aspectul păcatului, sub alegerile păcătoase ale oamenilor, a predominat în gândul oamenilor de-a lungul istoriei așa, o independență față de Dumnezeu, voi fi ca Dumnezeu, pot să mă descurc și eu singur, pot fără Dumnezeu. A predominat cumva această stare, pentru că s-a amintit ceva în prezentare cu privire la acest aspect. Am ajuns aici pentru că omul la un moment dat i-au crescut aripi, am putea spune. A fost aceasta, predominată această tendință a omului de dependență, de separare de Dumnezeu? Da, fiindcă păcatul asta face. Deci păcatul, nu Dumnezeu pleacă de lângă tine, ci păcatul te desparte de Dumnezeu. Și dacă ne uităm la primul, așa, la Lucifer, atunci când păcatul s-a născut în inima lui, ce a zis? Păi, de ce să fie? Adică vreau să fiu și eu mai sus. Vreau să fiu și eu ca Dumnezeu. De ce trebuie să fiu aici? Și aceasta s-a transmis, așa, genetic, sau nu știu cum să spun, că nu știu medicină, da? S-a transmis până la noi astăzi de ce trebuie să fiu. Adică păcatul te duce, te degradează, dar așa, între ghilimele, te înalță că trebuie să fiu cineva și sunt cineva.
Și cât de periculos este când omul se încrede în el. Înțelepciunea lui, am capacități, am înțelepciune. La început omul avea o capacitate și mai mare, nu? Înțelepciune, beneficiez de lucruri materiale, reușesc să prelucrez anumite lucruri. Pot să mă descurc fără Dumnezeu, cum spunea Nimrod. Fac o cetate, fac un turn, fac un nume. Pot să fiu și eu stăpân pe acest pământ. Cât de periculos este această atitudine a omului și dorința lui de a fi stăpân, de a fi independent, de a se încrede în el însuși și în puterea lui. Este periculos în ce sens? Pentru că atâta timp cât credem că putem face noi. Observați, de exemplu, sunt statistici care arată că proporțional cu dezvoltarea economică, cu nivelul de trai crescut, țările care au un nivel de trai ridicat, religia este la cel mai de jos nivel. Țările care au un nivel de trai scăzut sunt mai dependente de Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Că ar trebui să ajungem săraci ca să-L vrem pe Dumnezeu? Nu, dragii mei. În momentul când avem tot ceea ce ne dorim, atunci, subtil, în inima noastră, se încolțește lucrul acesta. Putem, ne descurcăm, nu avem nevoie de Dumnezeu. Și de aceea este periculos lucrul acesta. Ba mai mult, lucrul acesta transcende și în plan spiritual, nu numai în plan material. Adică nu numai dacă avem din punct de vedere material tot ce avem nevoie, nu ne mai gândim la Dumnezeu, ci în plan spiritual încolțește această idee. De ce? Putem să ajungem la mântuire prin propria noastră putere. Dumnezeu este în noi, da, este această teorie, Dumnezeu este în noi și atunci noi putem să ajungem la desăvârșire prin propriile noastre puteri, pentru că Dumnezeu este în noi. Greșit. Da, interesant. Poftiți. Mă gândeam cât rezistă și cât ține o realizare de a noastră personală. Să ne uităm la un constructor, la ce e prin jurul nostru, făcut de oameni muritori, cu toate că avansează totul. Cât poate să ducă un calculator, o mașină, sute de mii de kilometri sau mai puțin? Sau... De ce? Fiindcă sunt făcute, construite de oameni muritori. Așa și cu realizările noastre, așa cum s-a amintit, și spirituale. Cât ține? Păi nu ține nici sute de kilometri. Adică, fără Dumnezeu, noi zicem că realizăm ceva, dar e așa doar ceva, care astăzi pare că este și mâine nu mai este. Deci, asta e ceva periculos. Și diavolul zice, fă tu, tu poți să realizezi, fără Dumnezeu, așa cum ai spus, independent. Adică se poate. Dar nu e bine. Și dincolo de această dorință a omului de încredere în sine, în propriile realizări, a fost de-a lungul istoriei un lucru spre care au privit oamenii lumii, conducătorii imperiilor, ca de dorit, și anume de a deține controlul, puterea asupra celorlalți, asupra pământului, asupra celorlalte națiuni. A predominat și cu ce consecințe, cu ce reacții din partea lor, cu ce comportamente? Cu aceeași reacție care a fost la Cain și Abel. În momentul când unul face altfel de cum vreau eu, dacă am puterea, ce fac? Exercit forța. Deci lucrul acesta nu este din Dumnezeu. Observați că în momentul când a venit Domnul Hristos pe pământ, în viața noastră, a venit, le-a prezentat ceea ce este de folos și a zis, veniți după mine. De cealaltă parte, cei care nu se inspiră sau nu au Spiritul lui Dumnezeu vor folosi forța. În momentul când Cain a văzut că Abel nu face așa cum vrea el, atunci a folosit forța. Același lucru se va întâmpla și același lucru s-a întâmplat de-a lungul istoriei omenirii. Adică în momentul când o biserică a ajuns să fie, din toate punctele de vedere, puternică, ce a zis? Nu faceți cum spunem noi? Vă determinăm să facem cum credem noi că este bine. Ei, lucrul acesta nu este din Dumnezeu. Da, interesant. Faceți referire la
folosirea forței chiar și în aspecte religioase. Sigur că nu da. Doar pe tărâmul războaielor, a conflictelor care au avut de-a lungul istoriei oameni și puteri mondiale care au dorit să domine peste celelalte, s-au confruntat militar, s-au confruntat prin toate metodele și tehnologia existentă în diferite etape ale istoriei ca să subjuge, nu? Și prin subjugare să aibă anumite resurse care să le domine. Dar amintea și de partea spirituală. Deci este un pericol mare când omul crede că are puterea în mâinile lui. Da. Deci este un pericol. Creează obsesii. Și obsesie. Dar ce se întâmplă? În momentul când are puterea, el ia decizii doar cum îi se par lui că sunt bune. De aceea oamenii care, spuneam și în prezentare, oamenii care, nu e greșit, deci nu este greșit să fii pe cea mai înaltă treaptă a societății, nu este greșit să avem din punct de vedere financiar cele mai mari realizări, ci greșit este când, despărțiți de Dumnezeu, acționăm într-un mod firesc. Nu acționăm cum zice Dumnezeu. Adică asta înseamnă, de exemplu, avem prezentări și prezentăm un anumit punct de vedere. Nu exercităm forța, nu exercităm presiune ca ceilalți să facă așa cum credem noi. Deci pentru că n-ar fi principiul lui Dumnezeu, ci îndemnăm. Deci acesta este scopul și întâlnirilor noastre și temelor noastre. Este acela de a aduce în atenția oamenilor, în atenția noastră a tuturora, planul lui Dumnezeu. Și lăsăm libertatea fiecărei ființe să decidă ce vrem, ce este de făcut. Dacă am încercat să folosim forța, atunci ar fi un lucru greșit. Dar da. Cred că trebuie să înțelegem că toți suntem egali. Chiar dacă pe unii Dumnezeu i-a făcut și le-a dăruit mai multe talente, chiar pentru unii a dăruit material, adică și mai înstăriți, sau poate spiritual mai înstăriți, trebuie să înțelegem că suntem egali și suntem creaturile lui Dumnezeu. Iar atunci, în momentul când încercăm să dominăm pe orice latură, pe celălalt, sau pe mai mulți, sau în momentul actual, o planetă întreagă, un grup de oameni conducând o planetă întreagă în această criză ciudată, da? Atunci, cu tristețe o spunem că încercăm să luăm locul lui Dumnezeu. Îl scoatem pe El din calcul și spunem, păi, trebuie să conduc. Doar Dumnezeu conduce. Noi toți trebuie să înțelegem că suntem creaturi și să ascultăm de El. El conduce lucrurile. Nu avem cum. Deci Dumnezeu nu i-a spus nici lui Adam și Eva în grădină, știi, stăpânește. Adică ce i-a spus? Stăpânește peste ce? Peste animale. Dar încercăm. Deci asta e de la diavol. Lucifer în cer a zis, păi să fiu eu mai sus. Și asta o vedem astăzi și cu tristețe o spunem. Și o vedem. Și trebuie să ne punem niște semne de întrebare. Oare nu-i ceva la mijloc? Preiau ideea. Poftiți. Dumnezeu conduce. Interesant este cum conduce Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu vine să impună ceva într-un mod arbitrar. Deci planul de mântuire, care este în favoarea noastră, Dumnezeu nu vine să-l impună. Deci Dumnezeu doar îl prezintă în modul cel mai clar, cu putință, ne-a oferit Biblia pe care să o analizăm, să o studiem, să o cercetăm în toate modurile și de acolo noi să alegem. Dumnezeu ne influențează prin Duhul Sfânt, ne influențează ca să alegem corect. Dar dacă noi privim într-o latură greșită, privim într-o altă parte și ni se pare lumea aceasta mai frumoasă și desconsiderăm Sfânta Scriptură, desconsiderăm influența Duhului Sfânt. Pentru că e posibil ca în seara aceasta cineva să spună, dom'le, uite, chiar interesant, nu m-am gândit că Dumnezeu a adus această criză. Aduce toate nenorocirile lumii în punctul acesta, cu ce scop? Să-mi dau seama că nu pot conduce niciunde lucrurile acestea. Și atunci e normal să vedem, dom'le, mă apropii de Dumnezeu, pentru că prin Dumnezeu viața are sens. Fără Dumnezeu nu are sens, ajungem în moarte, ajungem... Se termină, fără sens. Dar prin Dumnezeu, de aceea suntem aici, ca să spunem tuturor, prin Dumnezeu viața are sens. Prin Dumnezeu avem nădejde, avem speranță și nădăjduim spre mântuire. Altfel, e fără sens.
Da, și înțelegem că toate situațiile la care am ajuns, conflicte, crize sanitare, economice, financiare, sunt ca rezultat al faptului că omul a tot dorit să conducă, să controleze și ne lămurim și noi cu ochii noștri că, de fapt, omul are capacitate și înțelepciune limitată de a conduce lucrurile într-o direcție bună dacă vrea să fie independent de Dumnezeu. Și de aceea din criză în criză, nu? Din criză în criză, pentru că omul vrea să dețină controlul, monopolul puterii. Am vrea ca să luăm o întrebare din partea celor care ne urmăresc și au trimis-o, după care vom continua discuția noastră. Cum deschide Satan portițe pentru a denatura planul divin de dezvoltare a înțelegerii și aplicării lui în viața ființei create? Satana deschide portițe, alternative, spunem noi. El spune se poate și altfel, se poate și altfel, se poate și altfel. Știi, cineva mi-a spus că mântuirea este ca și cum e un vârf de munte. Nu contează pe ce cale mergi, doar să ajungi la vârf de munte. Oare e posibil așa ceva? Categoric nu. Biblia spune așa, există o singură cale. Și Domnul Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce devine Domnul Hristos unic? Pentru că El și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Deci nimeni, noi ar fi trebuit să murim datorită păcatului. Deci în contextul înțelegerii Bibliei vorbesc acum. Deci noi ar fi trebuit să murim, dar pentru faptul că Dumnezeu își dă viața pentru noi, noi avem acum o viață împrumutată. Ei, ce face Satan acum? Zice, cum deschide Satan portițe acum? Observați, ne atrage privirea oriunde, în altă parte, numai să nu privim către locul care ne este oferit ca salvare. Să nu privim la jertfa de pe Golgota, să nu privim la Hristos, să nu privim spre Dumnezeu, ci în distracție, în plăcere, în dorințe, în idealuri mărețe, în planuri care le facem, în ocupațiile pe care le avem de zi cu zi, în orice. Și diavolul aduce atât de multe în fața noastră, încât să pierdem din vedere scopul special pe care îl are Dumnezeu. Și atunci deschide portițe. Uite ce frumos este să privești la televizor. Uite ce frumos este să mergi să te distrezi. Nimeni nu spune că nu are nevoie de recreație și de distracție. Nu este greșit. Dar în momentul când Dumnezeu este scos dinaintea ochilor noștri, cum spune Apostolul Pavel către Galateni? O, Galateni nechipzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Hristos ca mântuitor? Deci asta face diavolul. Ne abate atenția oriunde în altă parte, portițe. Frumos aici, frumos acolo, frumos oriunde, numai să nu privim acolo unde este salvarea noastră. Mă gândesc la situația actuală, da, că suntem în pandemia asta, zisă pandemie sau cum este, cum să o numim, da? Cum găsește portițe Satan? Dumnezeu ne dorește în timp de criză să stăm verticali. Avem exemple pe Iosif, pe Daniel, mulți credincioși, care atunci când toți din jurul lor s-au plecat sau au greșit, ei au stat drepți. Acum, în situația de față, ne dorim libertate, nu? Sau așa zisa libertate, fiindcă ești restricționat, nu mai poți să mergi acolo, nu mai poți să te bucuri cu familia într-un loc frumos, da? Unde Dumnezeu a spus, mergeți și vedeți locurile frumoase de pe pământul acesta, creația mea. Și ce zice diavolul? Păi ce, dacă vrei să te... Astea, poți să tragi și tu o minciună. Deci Satan deschide, zice, planul lui Dumnezeu este ca să mergi și să te relaxezi cu familia. Da? Sau să lucrezi ca să întreții familia. Dumnezeu a zis să muncim. Dar se poate. Mai sunt așa. Că legea doar e făcută de oameni pentru oameni. Da? Nu putem să dăm multe detalii, dar Satan are portițe în situația de față. Și conștiința noastră ce zice? Deci mare grijă fiecare dintre noi că Dumnezeu ne dorește verticali. Iar diavolul, cum sunt numite aici portițe, vrea ca să ne aplecăm. El să ne ajute ca să stăm drepți. Da, și aici portițe pot fi amintite cu privire la libertate, cu privire la odihnă, cu privire la pacea prin forță, nu?
îți oferă o portiță, uite, nu se poate așa, intervenim și prin forță și oferim pace. Sau alte lucruri care pot să ne depărteze de planul divin. Și acum în prezentare se aminteau cuvintele Domnului Iisus din Matei 24 cu versetul 4 și apoi continuă cu o serie de evenimente, însă înainte de a spune toate acele evenimente începe prin a spune: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vor fi Hristos mincinoși, războaie, conflicte, epidemii, foamete, ciumă. În tumultul acesta de evenimente, cum poate un om să aibă luciditatea sau capacitatea de a nu fi înșelat? Este foarte interesant. De ce? Pentru că este tot o subtilitate a diavolului și aceasta. Gândiți-vă că în vechime, diavolul a venit pe cei care au dorit să se apropie și să asculte de Dumnezeu, a folosit forța ca să îi îndepărteze. După aceea, când a văzut că forța nu funcționează, după aceea a folosit altă metodă și a zis: hai să lăsăm libertate și să-i atragem într-o direcție care vrem noi, o altă subtilitate. La timpul acesta, diavolul încearcă să se folosească de asemenea și să ne abată și pe noi. Și observați cum s-au creat o sumedenie de religii. O singură scriptură, este chiar o carte, o singură scriptură, de ce atâtea religii? Și atunci oamenii ajung în situația: domnule, urmăresc că acum oamenii aceștia spun așa, urmăresc pe un alt canal, ceilalți spun așa, urmăresc în altă parte, am o discuție cu altcineva și îmi spune altfel. Tot cu Biblia în mână. Cu Biblia în mână, tocmai asta este interesant, asta a făcut diavolul. Cu o singură scriptură, atâtea religii. Dragii mei, care este dorința sau ceea ce am dorit în seara aceasta personal ca să transmit? Deci, ca în aceste momente, fiecare dintre dumneavoastră, luați-vă Sfânta Scriptură în mână, rugați-vă și cercetați în Sfânta Scriptură și Dumnezeu vă va lumina personal ceea ce aveți de făcut. Nu e nevoie să ascultați. A asculta pe cineva și a-l urma înseamnă a lua religia la mâna a doua. Ascult pe un preot, pe un pastor, pe un duhovnic, pe un nu știu ce și fac așa cum spune el. Este a lua religia la mâna a doua. Avem privilegiu ca să ascultăm exact vocea lui Dumnezeu prin Sfânta Scriptură. Teoria care este astăzi, care este Sfânta Scriptură, este pentru o anumită categorie. Greșit. Gândiți-vă la Martin Luther și reformațiunea care a schimbat cursul istoriei. De unde a pornit? De la faptul că s-a plecat și a cercetat Sfânta Scriptură. Lucrul acesta avem nevoie cu toți, dacă vrem într-adevăr să pornim pe o cărare corectă. Da. Cum putem face diferența între Hristos adevărat și Hristos fals? Pe tărâm spiritual, pentru că suntem pe această discuție tărâm spiritual, pe celelalte laturi am amintit întreagă, le observăm, războaie, conflicte, crize, dar acum chiar pe tărâm spiritual Domnul Iisus spunea: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Chiar din punct de vedere al principiilor care să ne conducă spre Dumnezeu. Și Satan vine pentru o categorie și spune: dă la o parte Biblia. Dar pentru multe alte categorii, cu Biblia în mână, îți prezintă profilul sau portretul și al unui alt Hristos sau Hristos mincinoși. Cum putem face diferența? Era acea întâmplare cu bagnota adevărată și bagnota falsă. Deci, este adevărat. O să vină și sunt Hristoși mincinoși, așa cum scrie cuvântul, în vremea din urmă, în vremea actuală în care trăim. Dar, știți, majoritatea cu bagnota, ce învățătură luăm de acolo? Să învățăm și să vedem cum arată bagnota adevărată. Cum putem sta în picioare și cum putem să ne dăm seama, doar studiind cuvântul, așa cum ați amintit, studiind cuvântul, observând caracterul Domnului Hristos, Hristosul adevărat. El a spus, zice, fără mine nu puteți face nimic. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci, uitându-ne în Scriptură, analizând și văzând exact ce a spus Domnul Hristos, ce a spus Dumnezeu, ce ne-a pus la îndemână, cum să ascultăm, așa ca la cei doi din grădina Eden, astfel putem să înțelegem care este Hristosul fals.
Deci dacă stăm puțin și vedem, stai, ăsta e, ăsta nu e, să vedem ce atacă cel fals. Deci noi trebuie să știm exact care este cel adevărat și ce ne-a lăsat aici, în Sfânta Scriptură. Deci asta e Cartea Cărților care ne descoperă și este atât de frumos că ne arată cum am ajuns aici. Ne arată de ce suntem aici și ne arată ce se va întâmpla. Deci, mai ales Apocalipsa. Deci, e o carte pentru noi astăzi. Cu toate că pentru majoritatea este o carte închisă, pecetluită, dar este descoperire și ne arată exact Biblia de ce, chiar și în situația de criză astăzi, de pandemie, de veștile de războaie care se duc în jurul nostru. Deci, e cel mai, ni se pare poate greu, dar este ușor, că cu el putem să aflăm mai mult și să descoperim adevăratul Hristos, studiind cu rugăciune. Da, și am observat de-a lungul istoriei, mergând pe principiul cauză-efect și am ajuns la noi astăzi, am observat crize de tot felul, nu? Crize politice, religioase, militare, economice, financiare. Și descoperim că omul, chiar dacă este obsedat de putere și se consideră inteligent în a lua cele mai bune decizii fără Dumnezeu, observăm că toate conduc spre o adâncire și mai profundă, nu spre accentuarea acestor lucruri. Și atât pe tărâm, am putea spune laic, cât și pe tărâm spiritual. Pe tărâm de altă natură, excluzând religia, cât și pe tărâm religios. Acum, spre încheiere, pentru că vom continua și în seriile următoare și mâine seara va fi următoarea temă, o lume în derivă, iar după aceea alte teme interesante, totuși, pentru că suntem aici și nu ne place unde suntem, ce previziune face Biblia cu privire la momentele următoare ale istoriei? Ne îndreptăm spre bine sau spre o adâncire și mai mare a crizelor și a situațiilor lumii? Observați că noi, ca ființe, suntem supuși sub acest principiu al entropiei, al degradării. De la Eden a fost totul perfect. Prin păcat, totul se degradează, treptat, treptat. Ei, această degradare este în toate domeniile. Și de aceea este foarte important, pentru că, revin puțin la ultima întrebare, este foarte important, cum vom cunoaște pe Hristosul acela fals? Spuneam că este important să cercetăm. Cercetând, Biblia spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă cercetăm Sfânta Scriptură, vom vedea că nu face ceea ce spune Sfânta Scriptură. Observați că, de exemplu, Martin Luther a fost deosebit de conștiincios în religia lui. În momentul când a descoperit Sfânta Scriptură legată în subsolul unei mănăstiri, spune, mergea frecvent acolo și cerceta. După ce a cercetat, a văzut că cei care îl conduceau n-au făcut așa cum spune Sfânta Scriptură. Și de acolo a pornit această reformațiune, prin faptul că el a cerut de ce nu se face conform Scripturii. Da. Și atunci, la fel și noi, vine cineva care se prezintă ca Hristos, nu corespunde cu ce spune Sfânta Scriptură, automat nu este Hristosul real. Deci avem Scriptura ca un ghid, sigur, ca și un filtru a tuturor învățăturilor spirituale sau de orice altă natură. Și atunci, dacă avem un filtru corect, avem niște puncte de reper corecte, putem vedea înspre ce direcție vor să se îndrepte cei care pretind a fi învățători, a fi Hristoși, a fi salvatorii lumii, a fi cei care vor binele lumii, care prezintă tot felul de etichete care să dea speranțe oamenilor și se dovedesc că ai conduce spre o și mai mare dezamăgire. Și acum, pentru că ne apropiem de final, mai avem o întrebare și aș vrea să o luăm. Știm că de-a lungul istoriei a avut loc și potopul și evenimente majore în istoria lumii. Și totuși, dacă Satan și îngerii lui au reușit să amăgească pe om și să-l conducă într-o direcție greșită, se pune întrebarea, de ce nu a fost distrus și Satan cu îngerii lui când a fost potopul? A îngăduit Dumnezeu tot așa să ia omul de la acel punct și să continue într-o evoluție negativă? Nu era mai simplu? Deci Dumnezeu putea să-l distrugă pe Satan la prima greșeală. Dumnezeu putea să-l distrugă pe Adam și să distrugă soția lui la prima greșeală. Dumnezeu putea să distrugă la potop. Dar trebuie să, am vrut să amintesc mai devreme, trebuie să ținem cont că nu suntem doar pământeni în grija lui Dumnezeu,
ci trebuie să înțelegem că este un întreg univers cu lumi necăzute în păcat. Deci planetele și tot ce se spune despre galaxii și o mică parte unde omul cu toată tehnologia a ajuns. Da. Dar este ceva fără sfârșit. În dragostea lui Dumnezeu nu putea să distrugă, fiindcă era în atenție tot universul. Așa înțeleg. Și de ce n-a îngăduit? Din dragoste. Dar asta nu va fi la nesfârșit. Deci spune Apocalipsa că în curând Dumnezeu va veni să prăpădească pe cei ce care prăpădesc pământul și în curând diavolul cu îngerii lui va fi în iazul cu foc, așa spune Apocalipsa. Dar de ce nu atunci? Fiindcă încă dragostea a fost mare. Și de ce nu atunci? Și de ce s-a tot adâncit evoluția asta a păcatului, sau cum să o numim? Adică, pentru ca Dumnezeu să arate că se poate. Adică în toată degradarea asta are oameni credincioși. Și în toată degradarea asta poate să ne aibă pe noi, poate să vă aibă pe dumneavoastră care ne ascultați. De ce Domnul Iisus a venit după atâtea mii de ani de păcat? Și de ce n-a venit mai repede atunci să se jerfească? Poate cu altă ocazie o să vorbim de planul de mântuire. De ce n-a venit să moară după ce a căzut Adam și Eva? Și a venit tocmai după aproximativ 4.000 de ani de păcat. Poate sunt niște întrebări care nu găsim chiar răspuns exact, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu e plin de dragoste. De ce nu ne omoară pe noi când am greșit? Și totuși, de ce greșim astăzi, îl urăm pe celălalt sau îi spunem o vorbă urâtă, sau poate ucidem pe cineva, și de ce Dumnezeu nu mă omoară astăzi? Nu cumva? Și cred că are dragoste, deci dragostea lui încă e mare. Dar asta nu va fi, durata asta se va opri într-un punct foarte, foarte curând. Cred lucrul acesta, că Dumnezeu o să pună punct, că dacă nu va pune punct, ne vom distruge singuri, ca și oameni. Da, deci înțelegem că Dumnezeu a îngăduit din dragoste, dar Dumnezeu este și drept, Dumnezeu acordă libertatea de alegere și lui Satan și îngerilor lui și oamenilor care le-a influențat, îngăduie sau permite ca să se vadă și consecințele tuturor alegerilor, ca la un moment dat orice ființă rațională să discearnă care este evoluția lucrurilor spre bine și evoluția lucrurilor spre rău. Acum, în încheiere, un gând scurt din partea invitaților. Am ajuns în situația în care am ajuns. Există vreo șansă de a ieși din această situație ca individ și ca omenire? În primul rând, potrivit cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, este o ieșire ca individ, în primul rând. În ce sens? Dumnezeu vrea ca să ne mântuiască. Dumnezeu vrea ca să ne ducă acolo unde a vrut să ne ducă. Adică în Eden, să fim în Eden. Ei, ca individ putem. Ca societate este altfel. Pentru că societatea este formată din mulțimea oamenilor. Iar ca oamenii să ajungă cu toți la unitatea de a asculta de Dumnezeu, nu există. Deci nu va ajunge omenirea toată să asculte de Dumnezeu. Ci observați că la final omenirea va fi împărțită doar în două categorii. Nu câți noi suntem noi creștinii, atâtea, nu. Doar două categorii. Cei care ascultă de Dumnezeu și cei care nu ascultă. Și de aceea spun, ca individ ne putem alia în grupa celor care ascultă de Dumnezeu și vom fi salvați, pe când ceilalți vor fi unii care nu vor asculta. Da, mulțumesc. Ce speranță, ce șansă transmiți celor care ne ascultă, conform Scripturii, prin prisma tuturor lucrurilor negative care s-au întâmplat și se întâmplă și astăzi, și a preocupărilor și a temelor, există vreo speranță pentru noi ca oameni? Mă gândeam, de la începutul acestei crize, aproximativ 2 ani în urmă, de ce Dumnezeu ne-a ales pe noi și a ales generația de astăzi să trăiască
criza aceasta. Și de ce a ales pe cei din 1914, 16, 18 și pe urmă al doilea război, de ce a ales? Fiindcă Dumnezeu, din dragoste, suntem aici. Cum am ajuns aici? Și de ce suntem aici? Pentru ce suntem aici? Deci, din dragostea lui Dumnezeu, ne-a ales pe noi astăzi ca să fim, așa cum am amintit mai devreme, drepți, verticali, credincioși lui. Și să facem din el Dumnezeul adevărat și să înțelegem că noi suntem creaturile lui. Și ceea ce este speranță, chiar dacă se vede nor și întunecime din ce în ce mai densă în viitorul apropiat, criză după criză o să ne aștepte, dar să privim dincolo. Apocalipsa și întreaga Biblie arată către un viitor luminos. Și comparând cu anii aceștia, puțini, 60, 100, 4.000 de ani, 6.000 de ani, să spunem, comparativ cu o veșnicie, ce înseamnă? Nimic. Deci asta e speranța tuturor celor care au murit credincioși, tuturor celor credincioși de astăzi. Că există speranță. Ne va trece Dumnezeu prin valea umbrei morții, ne va trece prin valea plângerii, dar dincolo, trecând cu El, este speranță pentru orice ascultător, pentru noi de aici, pentru toți care ne ascultă. Este atât de minunat cu El. Și asta dorește de la noi, de la fiecare în parte. Să trecem cu El și să înțelegem că fiecare criză este o binecuvântare pentru noi, că ne întărește în credință și că cu ajutorul Lui ne mărește credința. Și simțim că El este toată puterea noastră. Doresc ca să trecem împreună și toți care ne ascultă să citim, să ascultăm de El. Da, mulțumim, vă mulțumesc pentru participare. Dragii mei, există o veste bună, vestea Evangheliei. Dumnezeu ne oferă șansa mântuirii. Aceasta este o speranță realistă, o speranță posibilă de adus la îndeplinire, posibilă de înfăptuit. Oamenii și lumea ne oferă speranțe deșarte. Avem de ales. De aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă așteptăm mâine seară la aceeași oră să continuăm studiul nostru și să extragem învățături valoroase pentru noi în ciuda situațiilor prin care noi trecem ca oameni. Vă invităm pentru un moment de rugăciune și îl invit pe pastorul Daniel să facă o rugăciune, iar apoi va urma o cântare și anunțurile de final. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru aceste momente pe care le-am petrecut împreună, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care s-a revelat în seara aceasta, îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit că în marea Ta dragoste, prin orice situație am trece, Tu vrei ca noi să ne punem întrebări și nu să întrebăm de ce se întâmplă lucrul acesta, ci pentru ce se întâmplă lucrul acesta. Ajută-ne ca să ne dăm seama că toate aceste evenimente care parcă sunt scăpate de sub control, au în vedere ca să îndrepte atenția noastră către singurul punct fix și singurul sprijin care poate fi real. Să ne îndrepte atenția către Tine și în felul acesta să putem înțelege că doar cu Tine, doar sub ocrotirea Ta, sub călăuzirea Ta, putem avea pace, speranță, nădejde, chiar dacă toate lucrurile din jurul nostru pot să fie în nesiguranță. De aceea, te rugăm, binecuvintează-i pe toți aceia care au urmărit aceste dezbateri și care au urmărit acest subiect. Te rog, o Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt, influențează-ne Tu inima și mintea noastră ca să-ți dăm voie ca Tu să lucrezi în noi voința, înfăptuirea și să alegem ceea ce este corect și bine. Îți mulțumim pentru toate lucrurile care le aducem în viața noastră și îți mulțumim pentru că ne îndrepți atenția către speranță. Te lăudăm și vrem ca să ne ajuți să depășim toate lucrurile grele din viața noastră. Prin Domnul Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Să de durere în orice
ce-ar fi, nu văd decât un pas prin care urc spre marea mângâiere, ce-o voi găsi la Tatăl meu acasă. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, lacrimi strâng mănunchi de bucurii și aștept să trec pe porțile cetății, să ajung acasă în veșniciei culme, că am ajuns acasă în sfârșit. Dar până atunci eu cânt pe calea vieții, din lacrimi strâng mănunchi de bucurii și aștept să trec pe porțile cetății, să ajung acasă în veșnicii. Dragii mei, se încheie programul nostru în această seară. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă așteptăm mâine seară de la ora 19 pentru următoarea temă cu titlul O lume în derivă. Până atunci, vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Studiați cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune și El să ne descopere fiecăruia dintre noi calea, adevărul și viața. Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.